Vinul este un produs miraculos când vine vorba de omorârea celulelor canceroase. El este de 10.000 de ori mai puternic decât chimioterapia, precizează Institutul de Științe în Sănătate. Conform disinius.ro, puteți să consumați struguri în maniere diferite, puteți să mâncați pulpele, să faceți suc, să faceți băuturi, șerbet, patiserii. I se atribuie multe virtuți, dar cea mai interesantă este efectul produs asupra chisturilor și tumorilor. Aceasta este un remediu probat contra cancerului de toate tipurile. Unii specialiști afirmă că este de mare utilitate în toate variantele de cancer. Se consideră de asemenea că un agent antimicrobian cu larg spectru care controlează infecțiile bacteriene și cu ciuperci, eficace contra paraziților interni și a viermilor, regularizează tensiunea arterială foarte înaltă și este antidepresiv. Combate tensiunea și bolile nervoase. În Elveția, șoselele supraterane au fost înlocuite cu drumuri subterane, iar terenurile au fost date în circuitele agricole special numai pentru cultivarea viței de vie. Tot în Elveția, care este țara farmaceuticelor, s-a constatat că este mai bine pentru elvețieni să consume moderat vin, nu medicamente. Sursa acestei informații este fascinantă. Ea provine de la unul din cei mai mari fabricanți de medicamente din lume, care afirmă că după mai mult de 20 de încercări efectuate în laborator după 1970, extrasele au relevat că el distruge celulele maligne din 12 tipuri de cancer, înțelegând aici cel de colon, de sân, de prostată, de plămân și de pancreas. Componentele acestei plante au demonstrat că acționează de 10.000 de ori mai bine decât un drog chimioterapeutic utilizat normal în lume pentru încetinirea creșterii celulelor canceroase și ce este încă foarte uimitor este că acest tip de terapie și cu extractul de lămâie distruge nu numai celulele maligne canceroase, dar nu afectează celulele sănătoase, relatează DC News.ro.